Să zicem, cât faci, cât vreau să facem următoarea, 3 pe 4, nu chiar așa, pe 8, hai, 3 pe 8, plus 5 pe 16, nu chiar simplu așa, 48, așa, minus 1 pe minus pe 50. Minus 1 pe 50 plus 7 supra 4. Nu, 14. Uf, domn profesor. Ce metoda noastră pentru nu metoda noastră, nici calculul. Metoda nu e a noastră asta. Cel mai bine. E metodă clasică. Asta e. Stabilită de... Și eu am învățat-o de la momentul potrivit. La 4-a ați învățat-o sau când ați învățat-o? Să știu. La 5-a, așa, 6-a, nu știu. Da. Așa, deci 8 este egal cu... Cu cât? 2 la 3-a. Da, am făcut-o, sigur. Tocmai de asta am dat și 8-ul. 48 este egal cu... stați. 3 la, nu. Da, 3 la 2. Adică? Da, cât oricât. Cât oricât. Dă-mi două numere. 6 ori. 6 ori. Adică 3 la 2. 6 ori. Așa, 6 ori. Da, 6 ori. Dar nu-i 3 la 2, 6, mamă. A, da, că... Aaa... 3 ori 2. 3 ori 2. Egal cu 3 ori 2. Ori 2 la 3. Deci 3 ori 2, 6, ori 2 la 3. Deci tot am ochit-o eu cu ceva. Dar nu există ochit-o. Dar atenție. Da. Era 3 la 2, deci 3 la 2. Deci tu puteai să spui așa. Ce numere înmulțite fac aproape 48? 6 ori 8, nu aproape, exact 48. 6 ori 8, 48. Și atunci pe 6 scriu 3 ori 2, iar pe 8, 3 la 2. Da. 2 la 3. Ce n-ai înțeles? Am zis că am înțeles. 2 la 3, da, scuze. Așa. Și e că mai departe, că mai lucrăm. Ia uite un pic. Mai lucrăm? Nu-mi place să rămân și ăsta și ăsta. Adică, câți de-al de 2? 3 aici și tu 1 aici? 2 la 4 va fi. 2 la 4. Deci 3 aici, stai și cu încă 1 de aici. Deci vine 3 ori 2 la 4. Asta. 3 ori 2 la 4. Asta e scrierea corectă a lui 48. Acum 50. 50. E egal cu... Cu cât? Stai puțin. Nu, așa. 50 este egal cu 5 ori 10. 5 ori 10, corect. 5 ori 10. Și este egal cu 5 ori 2 ori 5. Așa. Și egal cu... Și egal cu... Dar nu-mi place. Și egal cu 2 ori 5 la 2. Perfect. Corect. Îți vine? Da. 2 ori 5 la 2. Așa. 14 este egal cu... Da, la 7. 2 ori 7, mai clar, Daria. 2 ori 7. Deschide gura clar. Profesorii mai sunt și mai în vârstă. Și tu nu trebuie să așa zici cu vindri pinte cu gurița închisă. Nu încerca forma aceea de copil mic de alintare. Da? Ține minte că impresia se creează foarte trebuie de la profesorul că este atent la toate nuanțele. Da. Da? Și când deschizi gura puțin, înseamnă că te alinți. Corect. Și atunci... Deci 8. Cel mai mic. Da, hai să descriu încă o dată că sunt prăștiate. Se vrea să văd așa. 8 egal cu 2 la 3. Deci 8 egal cu 2 la 3. 48 egal 48 cu... 48 este egal cu 3 ori 2 la 4. 2 la 4. 50 este egal cu 2 ori 5 la 2. 2 ori 5 la 2. Și 14 este egal cu 2 ori 7. Și atunci? Și acum luăm și spunem cel mai mic multiplu comun. Am învățat despre ce. Așa. Păi avem 2 la 4. Corect. Pentru că e cel mai mare. Da. Ori 5 la 2. Corect. Bine. Ori 3, da. Ori 7. Corect. Și avem acolo 2 la 4, adică 8.
Nu, 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. 2 ori 2, adică 8 ori 2, care ne dă 16. 16. Deci ăsta e 16. De ce nu mai țin minte? Ori 2, ori cât? 16 ori 25, nu mai știu mai de asta. Și ori? Ori 21. 21. Aoleu, ce număr e acolo? Trebuie să mă lăsați pe mine să calculez, pentru că trebuie să vă fac viața. Mai am foarte, foarte extra puțin, deci... am făcut total. Așa. 8400. 8400, da? Ia să fac stați și să eu... vedem și corectorul, să vedem. Da, fac și eu o aproximație. 16 ori 25, fac 400. 16 ori 25, 400, ori 21, da, într-adevăr, 8400. Ce spune corect? Corect, corect. Da. Bună. Și acum? Să vedem pe prima cât o am privit. Prima pe fapt. Prima? Oh my god. Stați. Deci. Hai să luăm cu începutul. Da. 8 egal cu 2 la 3. 2 la 3. Stați, nu-mi spuneți nimic. Trebuie nu să spun. Gândesc. Stați încă puțin doar. Așa. 1050. Corect. 1050. Nu, Doamne, ce greu a fost. Cum a fost? A fost greu. Păi eu aș făcut așa. 8, deci ne ducem după situații. Exact. Și aici mi-ar fi fost mai convenabil împărțirea. Un 8 o dată, 8 în 4 de 0 ori, 8 în 40 de 5 ori, 8 și 0 pus la pus. Da. Deci situațiile care sunt concrete la exercițiu. Nicola a fost mai mult la mulțime. Da? Da. Aș spune așa că îmbinăm variantele. Le îmbinăm. Fie uneori împărțim, dar alteori facem așa. Deci, da. Deci, următorul, care este 48, și normal, cum o veți lăsa pe mine? 48 este... Nu îmi spuneți nimic. Da. O 175. Deci, 50 ori 7, da? 25 ori 7. 25 ori 7, adică 75, 35, da, 5 scrie între ele, ține 7 ori 2, 14 plus 3, 17. 175, da? Da. Eu uite cum aș fi făcut. De 4 ori de 25 face 100, și urmați 3 de 25, și fac 175. Eram și fericită, da. Și este atât. Da, deci face cât aici 175. 175. Minus. Și acum, la 50. Acum mă lăsați tot pe mine. Nu mai completa așa, că e obositor de acum. 50 ori 168. 168. Aveam 8 ori 21. Deci 21, 37, 21, ori 8. Corect. 8 ori 1, 8, 168. 168. 168 și acum la 14. La 14. Și 600. 600, da? Deci cu 600. Vreau să fac o remarcă tare. Nici nu știți, și pentru toți prietenii care ne-au privit, foarte important e antrenamentul ăsta. E vorba de mulțiri, împărțiri,
puterea. Deci partea asta acum, dacă reușim să lucrăm la fracții, în etapa în care aducem la ceași numitor, e un antrenament extraordinar, decât să-ți dau acasă, faci nu știu câte mulțiri, să-l faci împărțiri, îi facem aici concret acum. Deci, de aceea este un lucru pe care, iată, îl facem împreună acum, nu numai pentru noi doi, nu? Ci pentru toți cei care ne-ar privi operații cu fracții, rămâne un lucru interesant și nu mai ajung să facem 1 pe 2 plus 1 pe 2, fac 2 pe 4. Da? Sau, da, cum au făcut copiii. Da, așa. Sau, de acum nu mai sunt copii. Da. Ia să vedem. 3 ori 0. Hai, mulțește tu aici. Trebuie să continuăm, da, așa. Deci, 1050 ori 3. Da. Și, deci, faceți linia aia lungă. Am făcut-o deja. Am spus eu. Și, da, și ne dă, stați puțin, o să văd, 3150 plus 5 ori 5, 25, 5 și 2, 7535 și cu 2, 37, 5 ori 1, 5 și cu 7, 875, 5 ori 5 ori 7, 35, ai zis 7 și 3 la rezumă, 5 ori 5 cu 3, 8, nu? Da, 875. Ai zis bine, eu n-am fost așa. Așa, minus 168 ori 1, pierde 168. Da. Plus 607, 4200. Iată, în momentul 6 ori 7, 42 și 20 ori, pentru că, nu, e sudat-o. Și ne dă acolo 3.000, stați, stați. Hai să facem așa, că tot am zis noi. Să facem adunările. 4.000. Vreți să faci pe primele două? Aha, dar dacă vreți să facem mai mult. Uite, 0 cu 5 și cu 0 de aici. Adică alea cu plus le adunăm întâi, da? 0 cu 5 cu 0, 5 la unități am lucrat. Da. Parcă am avea unele sub altele, Daria. Da. 0 cu 7. Și cu 5. 7 cu 5, 12, 2 și 1. 8.225. Și 1 acela, și cu 2, 3, și cu 8, 10, 11, și cu 1, 12, 2, și 1, 4, și cu 1, 5, și cu 3, 8. 8.225, nu? Da. Minus, deci și așa, și mergem acolo. Minus 168. Și facem linia gigantică. 8400. Și acolo avem 8225. Da. Minus 160. Și 8. Da. Și ne dă linia gigantică. Așa. Și ne dă 7. Da. 5. 0, 8057. 0, 8057 supra 8400. Mamă, ce număr! Și acum ar trebui să vedem dacă este ireductibil sau nu. Oh my gosh! Este o problemă complicată. Ce divizoare avea 8400? Asta e parte la 1. Avea pe 2. Da. Nu și merge. Nu este. Și nu merge. L-avea pe 5. 5 și nu merge. Este. Pe 3. Pe 3 să stați, 3 trebuie să numărăm. Deci 8 plus 7, 15, 15 plus 15, 20. Nu. Plus 5, 20. Da? Da. Da? Nu se poate. Am scăpat de el. La 7. La 7. Ne rămâne să testăm la 7, că n-am nicio criterie. Ok, deci. Deci 8.000. 8.057 împărțit la 7, intră o dată și e 7 și apoi coborâm pe 1 și 10. Și e 10 și intră tot o dată și e 7 și lasă-ne pe noi și așa, și coborâm pe 5 și intră de 5 ori și apoi 35 și e egal pe 7 și 7, 1151, deci este reductibilă la 7 deci și 1151 pe... Simplificăm așa, pune o bară aici lateral, în partea asta, l-am criticat, punem acolo. Și este, și asta, 1151 pe 1200 și nu se mai împarte. Și suntem siguri că nu se mai împarte. Da. Sigur nu se mai împarte. Cu siguranță. Pentru că am,
clarificat. Singurul care putea să fie 7. Da. Și nu e... Trei nu mai... N-a fost aici, nu e inițial partea asta, da? Deci, iată că am pus la punct foarte, foarte multe lucruri interesante. Au venit copiii de-aia? Nu, au plecat oameni. Aha, aha. Îți mărturisesc că sunt încântat de faptul că știm să adunăm fracții și să scădem cât ori fie ele de multe. Să știi, nu numai, nu numai una sau două fracții, da, ci chiar mai multe, da? Da. Chiar mai multe fracții le putem aduna. Și acum, o să încerc să-ți povestesc ceva. Deci adunare și scădere știu. Da. Nu ca pe discuții. Știm împărțirea știm. Nu știm. Nu știm? Nu știm nici împărțirea și nici... De ce nu știm împărțirea? Și mulțirea. Dar știm împărțirea. Hai să vedem. Hai să vedem la mulțire. Dați-mi hai să încercăm așa. Dați-mi și împărțirea, că dacă nu mă credeți... Uite, 3 pe 2. 3 pe 2. Cum adică? Tracția 3 pe 2 da, este scrisă ca fiind 3 ori 1 supra 2. Păi da, că-i 3 tot 3. Sau... Se scrie 3 ori 1 pe 2. E același lucru. Este același lucru, sigur că da. Sau mai putem scrie 3 pe 1 înmulțit cu 1 pe 2. Știam asta. Da? Asta înseamnă... 3 pe 2. Înseamnă 3 ori 1 supra 1 ori 2. Deci, să reluăm și noi. Uite o chestie care eu acum o descoperim. 3 pe 2, fracția 3 pe 2, 3 pe 2 da, este egal cu 3 ori 1 supra egal cu... Și este egal cu 3 ori 1 pe 2. Deci, este egal așa, putem scrie 3 pe 2 este egal cu... 3 ori 1 pe 2. 3 pe 1 da, egal cu 3 pe 1 ori... Așa, da. Deci, ori 1 pe 2. Da? 3 pe 1, așa că aș zice 3 ori 1 supra 1 ori 2. Da. Iată cum se mulțesc două fracții. Se mulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei. Uh-huh. Deci 3 ori 1 plus și supra 1 ori 2. Uh-huh. Să punem așa încadrată chestia asta. Foarte, foarte tare. Deci 3 pe 1 ori 1 pe 2 înseamnă 3 ori 1 supra 1 ori 2. Da. Înseamnă da, o descoperire în seara asta, da, cea mai tare. Așa, dacă te spun, cum se mulțește 5 pe 3 ori 7 pe 2? Deci 5 pe 3 ori 7 pe 2. Ori 7. În metoda asta? Da, da, asta. Descoperirea asta. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Egal cu cât? 5 ori 7. 5 ori 7, 35. Da, hai să scriem așa, 5 ori 7 supra 3 ori 2. Și egal. Și este egal cu 35 pe 6. Așa, 35 pe 6. Deci așa se mulțesc două fracții. Aveți că am descoperit și asta acum, că s-o luatăm, da? Că face 5 pe 2 ori 7 pe 4. Păi foarte simplu. Cât? 35 pe 8. 35 pe 8. Mai da? Cât face 3 pe 2 ori 4 pe 5? Este egal cu 12 pe 10. Perfect, 12 pe 10. Iar acum să vedem dacă este ireductibil, că celelalte nu le-am mai cercetat. Oare 35 nu este... Nu este, este ireductibil. Este ireductibil. Asta da, este tot ireductibil, da, dar asta aici... Ireductibil. Uite-te. 12 și 10. Stai! Da, parte doi, la 2. La 2. Da. Și face? Și 6 pe 5. 6 pe 5, da. Și acesta nu mai este. Asta nu mai este ireductibil. Dar să știi că dacă eram atenți, puteam să facem asta înainte. Uite, 2 și cu 4 au în comun un 2. S-ar putea 4 împărțit prin 2 și 2. Adică simplificăm fracția asta înainte. Numărător și numitor. 4 împărțit la 2 face 2. Iar 2 împărțit la 2 face 1. Deci simplificarea asta care am făcut-o aici, la sfârșit, o putem face mai de timpuriu. La mulțire. Nu mai la mulțire, la adunare, nu!
adunarea fracțiilor. Aia e o mare greșeală, dar aici am făcut-o, pentru că noi mulțim ăștia între ei și ăștia între ei. Atunci, de aceea facem sus-jos. Yes. Și vine 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6 și 1 ori 5, 5. Aaa, da, deci... Deci faceți, că aici este o pierdere de timp. Înmulțim și până împărțim. Dar de ce să înmulțim și până să împărțim? Când putem face la început. Simplificarea asta și numele mai mici, da? Ia să vedem. 3 pe 4 ori 6 pe 5. Este egal cu 18 pe 20. 18 da. Pe 20. Și... Este... Și e, stați. Că nu este egal. Adică o poți simplifica acum? Da. Prin 2, sigur. Da. Prin 2, pentru că uite, scrie cu... A, și este egal cu 9 pe 10. Pe 10. Mai este simplificabilă? Da. Înseamnă că mai trebuia prin 2 mai devreme să facem simplificarea. Decât să facem acum la sfârșit. Pentru că 4 și 6 au 2. 8 pe 2. Și atunci simplificăm prin 2. Și 6 împărțit la 2. 3. 2. 3. Și acolo e 2. Da. Și 3. Și 3. Da. 3 ori 3, 9. 3 ori 9 și 2 ori 50. Vezi? Da. Suntem foarte atenți mai și la chestia asta. Da? Mai, suntem atenți la mai chestiile acestea. Ia să vă vedem. Cât faci? 5 pe 12 ori 9 pe... 3. 9 pe 4. 4. Da. 2. Este egal cu 45. Așa. Pe 48. De 48. Și cred că s-ar simplifica... prin? Păi 12 și 9. Dinainte, prin 3. Da, pe 3, așa. Atunci aici prin 3, ca să terminăm povestea. Și aici e tot, și aici e 3. Și face 15, nu? Și face 15 odată, pe 16. 16. Și dacă eram noi atenți mai devreme, să sesizăm că 3 este divizorul. Da, și atunci, și atunci 9 ori 3 face 3. Era 5 ori 3, 15. Și 3, 4, 4, 16. Da? Deci foarte important să faci simplificări la timp. Cred că ne oprim că a venit celălalt. Cât e ceasul? Fără 10, fără 12 minute. Așa, dar să ne oprim. Eu nu am venit școală. Da, atunci așteptăm. Mă gândesc să fie toți, dar nu o facem unei așa, unei așa. Așa, da. Dar ca să fixăm bine lucrurile, am înțeles în clipa asta că înainte de a mulți, privim cu atenție să facem simplificări de pe diagonală, așa. Dar atenție numai la operația de mulțire, că în urma mulțirii ăștia devin numărători și numitori. Și atunci facem fracția, cum ai și văzut, numărători, să mai simplificăm, da? Și ideea este să nu o facem după ce am mulțit și până să împărțim, ci să o facem la timp, că ne e mult mai ușor. Până la urmă, dacă îți dau 5 supra 16 ori 4 supra 10, 4 supra corect, 10, corect, da, egal cu. Lăsați-mă să fac simplu și vă dau răspunsul din. Da. De ce să fie frică? Pentru că poate greșit. Da, nu! Nu, suntem în perioada când învățăm. Abia când ajungi mai târziu și se întâmplă... 10 pe 80. 10 pe 80. Și 10 pe 80 nu mai merge? Pe 10? Ba da. Face 1 pe 8. Da, 1 pe 8. Merge chiar prin 10, nu 10 pe 80. 10 pe 80, ai spus, prin 10 simplificări și face 1 pe 8. Dar nu cumva putem noi mai devreme. Iată. Ba dacă așa am făcut, că același am ales să pot simplifica prin 2. Dar pe 4 nu merge? Prin 4 nu merge. Ba da, dar m-am gândit că pe 2. Prin 4 e mai tare. Prin 4 e mai puternic. Da. Prin maxim puternic. Mă gândeam că trebuie să fie mai cel mai mic. Da? Prin maxim, da? Da,
Deci, practic, 4 împărțit la 4 face 1. 16 împărțit la 4, 4. 4. Dar 5 cu 10 nu mergea și diagonala? Se împărțea la 2. Prin 5. Prin 5, nu prin 2. 5 nu se împarte. Și rămâne 1 aici, 5 împărțit la 5 face 1. 5 împărțit la 5, nu și asta. 2. Și deodată ieșea 1. 1 ori 1 egal cu 1 și 4 ori 2 egal cu 8. Terminat de X. Merge șmecherii? Da. Mai dați-mi mâna că nu mă lăs. Să zicem, 3 supra 12, înmulțit cu 2 supra, să spunem, 18. Și trebuie să mă lăsați. Dar hai să zicem, să vorbim odată, să lucrăm, ca să vedem. Nu, puțin, te rog. Să ca să... Și fac ea toate analizele. Unu pe 36. Da? Deci 12 și 2 se simplifica prin a 3, prin a 2. Da. Și 13 și 18 prin 3. 3 și 18, prin 3. Da, prin 3. Da. Și acolo 6, 1. Da, și era 1 pe 36. Perfect. Da, mai puteți să fie supărată și crebăză, 3 pe 12. Nu vreau 3 pe 12. Ca să nu e ireductiv. Face 1 pe 4. Că nu era ireductiv, e ca și cum o împărtești da? Prima prin 3. Vezi, altă șmechere. Deci te uiți și la ea dacă ți-am dat-o ireductibilă deodată. Dacă nu, tu ți-o aduci ireductibilă. Nu vreau 3 pe 12, că eu vreau 1 pe 4. Acolo, și asta însemna că acolo era 1 pe 9. 1 pe 9. Și tot aia. Că nu place asta. Și atunci facem 1 pe 4, 2, 3, 6. Deci și sus, jos și pe diagonală, da? Da. Mai ia să vedem. 3 supra 21 ori 9 supra numai supra 3. Unu pe 21. Unu pe 21 ți-a dat, da? Ia să vedem cum ar fi zis tu. De ce? 3 cu 3, uite, prin diagonală să simplificăm. Da, da. Eu n-am vrut să fac bine în domnul așa, profesor. Așa, bun. Zi. 3 cu 21 îți face 1 pe 7. Da, 1 pe 7. Pe 7, ori... nu pe 21. Păi da, 1 pe 7. 7 ori? Ori 1 pe 3. Da, ori, 1, da. Ori 3 pe 1. Aici 3 pe 1. Păi 9 împărțit la 3. 3 sus, nu-i jos. Da? Ori 3 pe 1. Ori 3 pe 1. Și dar 3 pe 7. 7. Da. Nu ori 1 pe 3. Așa. Altul. Să zicem, 5 supra, să spunem, 8, ori 3 supra 12. Nu mai pot să fac pe tot, pentru că... Și nu mai pot să fac nici metoda aia. Ia să vedem. Adică 5 pe 8, 5 pe 8 este ireductibilă, nu? Da, 3 pe 12. Da, și 3 pe 8... Da, 3 pe 12? Da, 3 pe 12, da, da, se poate 3 pe 12. Da, 5 pe 8 e ireductibilă. O lasă așa. 5 pe 8. Egal cu 5 pe 8, ori... 3 pe 12, cum mai poți să scrii? Ori 1 pe 4. Ori 1 pe 4, vezi? Să faci 5. Și pe 2 amplificăm cu 2. De ce s-a făcut? Pe 1 pe 1 amplificăm cu 2. Aici e operația de mulțire, nu e adunare. Aaaa. Da? Aici mulțim, nu mai lătuim. Așa, așa. Și este egal cu 5 pe 32. 5 pe 32. Da? Deci nu facem, nu amestecăm lucruri. Sunt chestii noi. Da, e adevărat, eu foarte nu noi. Dar eu nu te condamn. Din contră, insist pentru a puncta lucrurile. Slăbiciunile care se manifestă, încercăm să le înlăturăm și să nu mai persiste. Mai îți porni pe lucrurile. Toată lumea știe că tu ești la clasa 1. Eu, pa, pa, deci, Daria, nu facem
lucrurile acum, să spunem cu pretenția asta maximă. De ce nu știi? Te ceartă cineva? Nu te ceartă, din contră. Insistăm pentru ca să așeze lucrurile, nu numai pentru tine. Eu mă gândesc cei care sunt a 6-a, a 7-a, a 8-a. Și nu știu fracții. Nu știu fracții cu fracții. Deci e drama mare. Ajung termin liceu, nu știu, dar v-am spus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Acum ți se pare o glumă. Cum să zici 1 pe 2 plus 1 pe 2, fac 2 pe 4. Adică tot 1 pe 2. Aia e o jumătate de mărți, cu o jumătate de mărți să facă un singur pas. Da, ia să facem sinteza. Da, să facem sinteza. Operații cu fracții. Nu, dar să o dau pe Daria acum. Operații cu fracții, doar atât trebuie să scrieți la sinteză. Hai, îmbracă-te, îmbracă-te, Daria. Să grăbiște. Da. Sinteza. Gire. Ore. Ore. Operații cu fracții. Am făcut și adunarea și scăderea și înmulțire. Și cel mai mic multiplu comun. 1, 2, adunarea. Scăderea. 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 Fracțiilor. 2. Fracții echivalente. Te le aduci în aceeași numitor și le faci tot? 4. Da, așteaptă. Divizibilitate. Așteaptă. Cel mai mic multiplu comun, care ne arată la cel mai mic multiplu comun, 5, înmulțirea a două fracții. Da. A doua. Da. Da. Hai, pe final. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Deci, prietenii noștri,